Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, să citesc din Evanghelia după Marcu, lucrarea aceasta de binecuvântare, capitolul 10 cu versetul 13 și până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Ocupați locurile. Este pentru mine o mare bucurie să fiu în biserică, să mă întâlnesc cu copii a căror tați și mame sunt în România, cu care lucrăm acolo la biserică, copiii care îl urmează pe Domnul aici în Franța, între străini, să mă întâlnesc cu tineri cu a căror părinți am copilărit. Mă bucur să vă văd pe toți într-un număr atât de frumos. În jurul cuvântului lui Dumnezeu, eu voi fi mai scurt, dar vreau să fiu concentrat vis-a-vis de binecuvântările de copii și problemele de familie. Ați observat că ucenicii credeau că copilașii sunt o piedică. Nu-i aduceți la binecuvântare. Domnul Iisus are mult de lucru, Domnul Iisus trebuie să predice Evanghelia. Nu mai veniți și voi cu copiii. Așa au zis ucenicii, până când Mântuitorul a înțeles ce se întâmplă, s-a produs așa o mișcare acolo în masa de oameni și Domnul Iisus i-a certat pe ucenici. Aveți o concepție greșită despre copii. Lăsați-i să vină la mine. Împărăția lor este a unora ca ei. Stimați ascultători, vreau să vă spun că este o concepție greșită despre copii. Credem că, copiii sunt o piedică. Credem că ne încurcă. Mai mult decât atât, cel rău vrea să avem o concepție greșită despre familie. Și este nevoie în vremea aceasta să redefinim familia. Într-o zi, o colegă de servici, ca să spun așa, o soră, mi-a întins un pliant, o conferință despre familie. M-a invitat la această conferință religioasă, sigur, de familie, și m-am uitat pe pliantul acela și am spus: soră, dumneavoastră, deja cei care au făcut pliantul acesta, deja au transmis un mesaj. De ce pe coperta aceasta emblema familiei este tata, mama și doi copii? De ce n-a spus 4, 5 copii? Vedeți că deja este o concepție greșită? Uitați-vă la o carte care vorbește despre viața de familie. Pe copertă, tata, mama, un băiețel și o fată. Aceasta este familia? Știți că data trecută totul a fost o binecuvântare? Și s-a citit din Psalmul 127 și spunea acolo: ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Dragi ascultători, ce războinic merge la luptă cu o săgeată în tolbă? Ce războinic merge la luptă cu două săgeți? Numai. Vedeți că cel rău are dorința aceasta și are strategia aceasta să reducă numărul de copii. Împărăția lui Dumnezeu este a celora ca ei. Împărăția crește și se spunea la una din conferințele românilor din America, din Canada, că poporul lui Dumnezeu se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt și prin copii. Slăvit să fie Domn! Timpul trece foarte repede și ne trezim la porțile împărăției lui Dumnezeu și ne dăm seama că am înțeles greșit
Nu mai avem copii în biserici? E nevoie să reașezăm concepția corectă despre familie și după ce îi avem în familie, să ne facem partea noastră să rămână copiii în biserică. Faceți tot ce puteți, concentrați-vă pe problema aceasta. Am întâlnit, și vă spuneam și altă dată, am întâlnit mame, doctor, politiciană, în politică, ca să mă exprim așa corect, dar nu ne place sau nu vrem să avem mame. Mama are un statut aparte înaintea lui Dumnezeu. Mamele au venit cu copiii. Au știut că mâinile Domnului lasă binecuvântarea. Au venit ca Domnul să-și pună mâinile peste copii și să-i binecuvinteze. Dacă Domnul Iisus a vindecat, a mântuit, a înviat din morți, poate și să binecuvinteze. Încredeți-vă în Domnul Iisus. Faptul că dumneavoastră nu aveți încredere în El, de aceea vă limitați la un număr anume de copii. Credeți că Dumnezeu dă binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. E adevărat că vin oamenii și ne arată exemple de familii în care câte un copil, doi au luat-o într-o parte sau alta, și eu le spuneam unor astfel de persoane care veneau să-mi aducă imaginea acestea și exemple negative din poporul lui Dumnezeu și spuneam, dar de ce nu mi-arătați exemple pozitive? Că sunt familii care Dumnezeu i-a binecuvântat cu copii și copiii la rândul lor sunt în casa de adunare și Dumnezeu este Cel care lasă binecuvântarea. Sigur, totul este de la Domnul. Copiii noștri, dacă sunt în casa de rugăciune, Domnul este Cel care ne ajută. Suntem conștienți de aceasta. Nu ne lăudăm cu strategia noastră, nu ne lăudăm cu puterea noastră că i-am ținut noi în adunare. Nu. Mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu i-a ținut în adunare. De aceea faceți-vă datoria și vorbiți-le copiilor despre Dumnezeu. Eu vreau să vă spun, iubiți frați și surori, este un moment greu în viață, este o perioadă așa mai grea când copiii sunt mici. Și munca mare și dormi poate numai 5 ore pe noapte sau apare așa o suprapunere de evenimente, de activități și ți este greu. Dar Dumnezeu este Cel care binecuvintează. În primul rând, stimați ascultători, trebuie să le vorbiți copiilor despre această împărăție. Să le spuneți că sunt importanți. Nu v-ați gândit niciodată ce forță l-a ținut pe Moise. Mama lui l-a avut timp, puțin timp. N-a știut cât va dura alăptatul acesta. Probabil că fiica lui Faraon a prelungit un pic perioada aceasta în care acest babysitter, ca să-i spun așa, această doică în termenii de atunci, să stea cu Moise. Dar a știut că are un timp limitat. Și Iochebed, în momente de liniște, când Moise a început să priceapă, i-a spus Moise, tu ești un copil născut deosebit și protejat în mod deosebit de Dumnezeu. Tu ai o chemare specială, tu ești un copil special. La fel a făcut și mama lui Samuel. Venea la templu odată de două ori, poate de trei ori pe an, dar odată sigur venea la templu și știa că Samuel a mai crescut puțin, îi aducea o mantie proporțională cu vârsta, stătea de vorbă cu Samuel după ce trecea sărbătoarea în sine și îi spunea lui Samuel, Samuel, să fii cu minte, tu ești un copil special, m-am rugat special pentru tine, te-am promis că te dau Domnului și tu ești aici pentru că nu pentru că eu te-am abandonat, eu sunt mama ta, eu te iubesc, vreau să-L slujești pe Dumnezeu și să ai grijă, să asculți de preotul Eli, tu ești un copil special. Vezi că de altfel tu dormi lângă chivot, acolo e un loc sfânt, ți-au făcut loc acolo să te odihnești, dar tu ești un copil deosebit, să nu mă faci de rușine. Și Samuel a crescut mare și tot Israelul a descifrat că Dumnezeu l-a pus pe Samuel proroc al Domnului. Slăvit să fie Domnul!
faceți-vă datoria și vorbiți-le copiilor. Eu vă spuneam că eram foarte ocupat și îmi făcusem un obicei. Sigur, ce vă spun eu nu este o laudă, să vedeți ce grozav am fost eu, nu. Găsiți metode să vorbiți copiilor dumneavoastră. Eu sâmbătă, când trebuia să curăț cartofii, luam vasul cu cartofi, mă așezam pe un scaun și imediat patru scăunele se așezau în jurul meu și copiii începeau să asculte și îmi spuneau: tati, spune-ne o poveste din Biblie. Și în timp ce curățam cartofi, le povesteam de David, de Goliat, dar pentru că dura mult, eu trebuia să le spun ce frumos era în jurul Betleemului și păsările cântau și David și-a luat trăistuța lui și a luat toate produsele care le-a dat tata să le ducă fraților lui la câmpul de luptă și era așa de bucuros, cânta din harfă. Când David păștea oile și oile se odihneau la omează, nu pierdea vremea, David, copii, să nu pierdeți vremea când aveți un timp liber să-i cântați lui Dumnezeu, să compuneți câte un psalm lui Dumnezeu. Și povesteam și povesteam. Ei, și când ajungeam la momentul cheie, când David a dat cu piatra și copiii erau în jurul meu și puneam degețelul în fruntea la unuia din față, el tresărea așa, și trăia momentul acela când piatra a lovit în fruntea uriașului și uriașul s-a prăbușit la pământ cât a fost de mare și Dumnezeu a dat o mare biruință. Și copiii au crescut cu elanul acesta, cu entuziasmul acesta să fie și ei ca David, să fie și ei ca Ionatan și alte întâmplări din Scriptură. Faceți-vă timp și vorbiți-le copiilor despre Dumnezeu. Sădiți acest cuvânt în inima lor. Dumnezeu să vă ajute. Apoi, ce vreau să vă spun, iubiți frați și surori, avem o concepție greșită. Nu cumva copilul nostru să sufere, nu cumva copilul nostru să nu aibă cele mai bune lucruri. Am întâlnit persoane care au spus: eu am suferit, m-am dus-o greu, nu vreau copiii mei să o ducă greu. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători? Greutățile vieții modelează caracterul copilului. Copilul trebuie să știe că nu are voie să facă orice. Nu bunăstarea, nu belșugul ține pe copil lângă Dumnezeu. Cunosc o întâmplare când un copil i-a spus tatălui său: tată, cumpărăm, te rog, o pereche de Adidas. Și tata i-a spus: mă, roagă-te, că nu pot. Erau mulți copii. Și am ascultat această relatare personal de la persoana respectivă, un tânăr care a spus-o într-una din bisericile la țară unde slujesc. Și s-a rugat copilul acesta și a venit dezamăgit la tata și a spus: tată, m-am rugat, dar n-am primit încă. Da, taică-su spune: măi, trebuie să te rogi în continuare și ce trebuie să faci tu? Tu i-ai spus Domnului Iisus ce mărime ai? El are mulți copii, Domnul Iisus. I-ai spus așa ce Adidas vei, ce culoare, ce mărime? Și copilul acesta a început să se roage și a spus: vreau o pereche de Adidas de culoare verde, cum are colegul meu de pe stradă cu care ne jucăm. Și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și povestea el, copilul acesta, că într-o zi a sosit o mașină, așa cum veneau cu ajutoare, au coborât din mașină și au adus o ladă așa mare, cu jucării, cu multe lucruri, au lăsat la poarta familiei și s-au strâns copiii în jurul lui tata și a început o păpușă la sora lui, o rochiță la nu știu care și ăsta stătea așa cu emoție și la sfârșit, spre sfârșitul cutiei acelea, mai jos așa, tatăl scoate o pereche de Adidas de culoare verde, mărimea lui. A înțeles că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Asta noi trebuie să o predăm copiilor, să se roage pentru o problemă, să se roage pentru ceva care își dorește, să se roage ca Dumnezeu să-l ajute și puneți-i și să lucreze. Eu când am crescut mare, tata m-a luat la fabrică în vacanță, o lună de zile eram angajat alături de tata, am învățat să lucrez, să respect muncitorul care lucrează, să fiu alături. Am fost cu tata împreună acolo, la pauza de la masă, mâncam împreună. E bine copilul să crească într-o atmosferă de familie credincioasă, dar nu să mănânce pâinea leneviei. Nu, copilul trebuie să știe că pentru un ban trebuie să lucrăm,
Biblia ne spune să lucrăm cu mâini harnice, Biblia încurajează pe cel harnic, îl trimite pe leneș să vadă furnica cum mulcește, îl trimite pe cel comod să vadă albina cum aleargă. Trebuie să spunem toate acestea copiilor noștri. Să nu îi scăpăm din mână, așa spune pasajul în încheiere, i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Dragi părinți, e greu, știu. Totdeauna a fost greu. Copilul poate să-ți facă și bucurii, poate să-ți facă și rușine, dar trebuie să rabzi și să modelezi încet caracterul lui, rugându-te pentru el, rugându-te împreună cu el, vorbindu-i despre lucrările lui Dumnezeu. Știți că Elisei, când ne-a spus acelei femei cu doi copii, care era gata să-i se ia copiii pentru că nu putea să-și plătească datoria, i-a atras atenția Elisei și a spus: adună vase de la vecini, nu puține, ia copiii și intră cu ei în cameră, în odaie, și închide ușa după tine și după copiii tăi și toarnă din unde lemnul acesta în vase. Copiii trebuie să fie făcuți părtași minunilor lui Dumnezeu, să le povestiți aceste minuni ale lui Dumnezeu. Toată viața acești doi copii au povestit cum a curs ulei dintr-un vas mic, poate mai puțin de jumătate, și prin credință, printr-o minune, s-au umplut toate vasele cu un de lemn, mama a vândut un de lemn și a plătit datoria și au avut în continuare cu ce să trăiască. Da, trebuie să-i facem pe copii părtași lucrărilor lui Dumnezeu și minunilor lui Dumnezeu. De asemenea, stimați ascultători, învățați-i pe copii și suferința. Adică, dacă el vine de la adunare, dumneata n-ai fost la adunare și el vine de la adunare, băiatul sau fata, și îți spune: mami, am trimis bilet și nu m-a pus să cânt. Și, draga mea, dacă ai trimis bilet și nu te-au pus să cânți, înseamnă că programul a fost aglomerat, tu primești o răsplată că ai vrut să cânți și nu te-au pus. Tu te-ai pregătit, Dumnezeu a văzut că tu vrei să cânți, n-a fost loc, nu te necăji. Noi nu creștem vedete. Dacă aveți concepția aceasta despre copii, că trebuie să fie vedete, greșiți. Lăsați-i mai smeriți, lăsați-i să stea în umbră, căci Biblia spune, nu eu, și spuneți-le astea copiilor: smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Învățați-i pe copii lucrurile acestea. De asemenea, dragi părinți, nu povestiți acasă, nu povestiți copiilor lucrurile negative din adunare. Nu povestiți asta. Copiii noștri au știut când mama și tata stau de vorbă în bucătărie și ei au vrut să intre pe ușă din hol în bucătărie, le-am spus: acum avem noi ceva de vorbit. Și ei știau că noi vorbim ceva ce nu trebuie ei să audă. Dacă s-a întâmplat ceva la adunare, povesteam împreună să vedem ce este de făcut. Sigur, fiind și în conducere, auzeam și multe lucruri în adunare. Copiii mei n-au știut niciodată problemele care sunt, problemele negative care apar într-un popor. Va crește mare și ai să-i spui: hai la adunare. Și el o să spună: la adunare aia unde frații se ceartă, mi-ai spus că ăla s-a certat cu ăla, mi-ai spus că sora aia s-a scandalizat pentru următoarea problemă, au avut probleme în biserică. Nu spuneți copiilor părțile negative. Într-un popor mare pot apărea și anumite probleme de organizare, pot apărea anumite neconcordanțe în biserică și ar putea să afecteze memoria copilului, caracterul lui și așa mai departe. Vorbiți-le despre dragostea lui Dumnezeu, vorbiți-le să fie plin de iertare, să fie gata să acorde iertare. Dacă vedeți că s-au certat cu careva din adunare de vârsta lui, împăcați-i
puneți-i față în față și sfătuiți-i să se înțeleagă, să fie în armonie, că noi vom merge, dragi copii, copiii mei, dragii mei, veți merge cu toți în împărăția lui Dumnezeu și acolo este loc pentru toți. Domnul Iisus o iubește și pe Mărioara, Domnul Iisus o iubește și pe Lidia, trebuie să vă împăcați ca să ajungem acolo. Domnul Iisus urăște pe cei care se ceartă și care nu se înțeleg. De aceea trebuie să le vorbiți aceste lucruri, să modelați, repet, caracterul copiilor, să poată ajunge și ei acolo. Un alt lucru pe care vreau să îi învățați și cu asta închei, învățați-i să dăruiască. Nu e bine copilul să crească egoist, să nu se atingă nimeni de jucăriile lui, să nu se atingă nimeni de ghiozdanul lui, să nu se atingă nimeni de penarul lui, nu îi învățați așa. Din potrivă, mai ales că dacă sunt familii mai numeroase, 5-6 copii, cum sunt băieții ăștia de astăzi, se mai ceartă de la o jucărie. Eu am stabilit o regulă și am spus așa, dacă doi copii se ceartă, și le-am spus și lor, dacă doi doresc aceeași jucărie, are prioritate cel mai mic. Am stabilit regula. Tu ești mai mare, tu înțelegi, îi lași jucăria lui. Învățați-i să fie darnici, să fie altruiști. Dacă copilul spune că la școală are o colegă care mama nu-i pune pachet, pune-i tu, mămică dragă, un sandwich în plus și spune, dragă, dă-i la copilul care nu are. Sau când îi dai un măr, la noi în România se dă un măr la școală în sfârșit, când îi dai un măr la școală, îi mai dai un măr și îi spui, mai ai un măr aici, poate este un coleg de-a tău care nu are. Poate este o colegă de-a ta care nu are. De asemenea, am văzut acum într-o familie foarte frumos cutia milei și era numele copiilor, o cutie fiecare. Și am fost curios să mă uit. Copil de 6 ani avea acolo în cutia lui, a milei, a dărniciei, că așa era scris, dărnicie. Da? Și am văzut acolo și de 10 lei și de 5 lei și în România. Și m-am mirat așa, uite ce educație bună. Erau toți copiii scriși, fiecare pe câte o cutie a dărniciei și copilul era învățat să dăruiască. Dacă se face o colectă pentru Africa, se face o colectă pentru copiii din Oltenia, provocați pe copiii dumneavoastră să aibă și ei acolo niște economii, să pună acolo în acea colectă, să simtă și să știe copilul din adunare, să știe copilul din familia ta că sunt copii mai săraci, că sunt copii mai necăjiți. Domnul să vă ajute să vorbiți copiilor, să modelați caracterul lor ca să puteți să-i aveți în împărăția lui Dumnezeu. Nu creștem, repet, niște vedete, nu facem mofturile așa peste măsură de multe, să le împlinim toate mofturile, că nu-i bine. Copilul trebuie să știe să sufere, să renunțe, să muncească proporțional cu puterea lui, cu vârsta lui, copilul să crească frumos. Spune într-unul din psalmi, fetele noastre sunt ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor noastre, care fac podoaba caselor împărătești. Ce frumoasă imagine! Ca niște stâlpi săpați frumos. Tu sapi și modelezi caracterul. Am avut o lucrare în familie, erau copii mici, n-am înțeles atunci. Și a sus pororocul așa, am văzut, frate, ca o împrejmuire așa cu stâlpii. Dar stâlpii aceștia aveau și defecte. Și un sol al Domnului a mai completat așa să nu se vadă defectele. Dacă defectul era mai în partea de jos a stâlpului, era îngropat în pământ, nu se vedea defectul. Și spunea prorocul, am văzut așa o împrejmuire frumoasă la final, cu niște stâlpi. Domnul are un plan cu copiii dumneavoastră, cum ne spunea. Și m-am bucurat, ce imagine frumoasă, să modelez caracterul copilului, să acoper defectele, să scoți în evidență calitățile și să creeze, să se nască, să se formeze niște copii deosebiți, asemeni lui Moise, lui Samuel, lui Iosif și alte personaje binecuvântate din Scriptură, care au fost scrise numele lor, acțiunile lor, viața lor, ca să fie, să servească ca model. Toate aceste lucruri, spune Cartea Corintenilor, au fost scrise pentru noi ca să
Știm și noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare, să învățăm de la ei, să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, Domnul să binecuvinteze copiii din adunare și Domnul să vă ajute să-i creșteți pentru slava și împărăția lui Dumnezeu. Amin.